Bine, te-am găsit cu un nou episod pe canalul Vox Valahorum. Vom continua seria videoclipurilor de pregătire pentru teză. Iar pentru astăzi ți-am adus un alt test, grilă, un alt quiz cu întrebări pentru clasa a 5-a de data aceasta. Vor urma și celelalte, sigur, clasele a 7-a și a 8-a, unde vom discuta noțiuni de care avem nevoie pentru teza din semestrul întâi. Înainte de a continua, nu uita să dai un like, un share acestui material, subscribe acestui canal, iar dacă vrei să rămâi la curent cu materialele pe care le postăm noi aici, apasă și clopoțelul, acela este realul buton de abonare și numai așa vei putea rămâne la curent cu ceea ce se postează la noi. Hai să ne apucăm și de treabă. Precizează numărul de sunete din cuvântul fax. Trebuie să ținem cont că acest cuvânt are și litera X, iar litera X notează două consoane, în cazul acesta K și S. Prin urmare, avem 4 sunete, da? Și 3 litere. Vom merge mai departe. Selectează forma de mai mult ca perfect. Da? Forma de mai mult ca perfect dintre aceste exemple este sigur A, spălase, fusești, este formă de perfect simplu și merse de asemenea tot perfect simplu. Forma corectă de imperativ și ne amintim cu ocazia aceasta că imperativul negativ se formează din adverbul de negație, nu, plus forma de infinitiv a verbului, prin urmare, forma nuzi este greșită. Nu zice va fi corect. Selectează propoziția simplă. Propoziția simplă este cea care conține doar subiect și predicat și în anumite situații doar predicat. Acesta este și cazul nostru. Învață este propoziția simplă, celelalte două, sigur, sunt propoziții dezvoltate. Pe lângă subiect și predicat, conțin și alte părți de propoziție, cum ar fi complemente, atribute, despre care vom învăța noi mai târziu. Este la indicativ imperfect. Știm cum se formează imperfectul, da? Din teama verbului plus terminațiile am, ai, a, am, ați, au. Este vorba despre ascultam. Acesta este la imperfect. Câte vocale conține cuvântul cameră? Aici cred că e foarte simplu pentru toată lumea. Câte silabe, atâtea vocale. Fiecare silabă are o singură vocală în mod obligatoriu. Avem un cuvânt format din 3 silabe, un cuvânt trisilabic și prin urmare vom avea și 3 vocale. Litera X notează, am discutat adineauri, două consoane, K și S sau respectiv G și Z în funcție de situație, desigur. Continuăm. În cuvântul erai există câte sunete? Deși îl scriem ERAI, îl citim ierai, prin urmare avem un număr mai mare de sunete decât de litere, da? Avem 4 litere și 5 sunete. Este și semivocala a i aici, chiar dacă nu se vede. Forma voi fi mâncat este de indicativ viitor anterior. Observăm cum se formează verbul auxiliar a vrea plus verbul auxiliar a fi plus participiul invariabil al verbului de conjugat. Selectează doar varianta care conține un verb la infinitiv. Infinitivul este, sigur, forma de dicționar care poate fi însoțită de acest a, de această prepoziție a care apare la infinitiv. Verbul a avea este auxiliar și ajută la formarea, hai să vedem, perfectului simplu? Nu. Perfectul simplu nu se formează cu auxiliar și nici imperfectul nu se formează cu auxiliar, prin urmare răspunsul este perfect compus. Verbul a fi este auxiliar și ajută la formarea viitorului anterior. Planul dezvoltat de idei conține, hai să vedem, sigur, atât ideile principale, dar și pe cele secundare. Prin urmare, răspunsul corect va fi punctul C.
Următoarea întrebare se referă la varianta corect accentuată și avem acest cuvânt pe care îl poți vedea pe ecran. Este vorba despre butelie. Observat cum l-am pronunțat, butelie, vine de la franțuzescul butei, da? Accentul se pune pe T și nu pe li. Deci nu este corect să spunem butelie, ci butelie. Așa cum arată și dom 2, desigur. Într-un text literar, personajul principal participă, hai să vedem, la toate episoadele acțiunii sau la un singur episod. Sigur, se numește personaj principal, clar, este prezent în toate secvențele textului. În cuvântul coamă, sunetul O este vocală, semivocală sau consoană. Îl despărțim în silabe coamă, avem două silabe. În prima silabă, care este vocala? A va fi vocala, A este întotdeauna vocală, da? Prin urmare, O va ocupa poziția de semivocală. Selectează verbul conjugat la indicativ prezent. Mergeam este la imperfect, fusese este la mai mult ca perfect, era este la imperfect și asculți la indicativ prezent. Deci acesta va fi răspunsul nostru corect. Continuăm. Verbul este partea de vorbire cum? Flexibilă sau neflexibilă? Păi hai să vedem, își schimbă verbul forma. Hai să conjugăm un verb la prezent. Eu mănânc, tu mănânci, el mănâncă. Iată deja câte forme avem. Noi mâncăm, voi mâncați, ei, ele mănâncă. Da, verbul este o parte de vorbire flexibilă care își schimbă forma în funcție de diverse categorii gramaticale. Persoană, număr, mod și timp. A va fi răspunsul corect. Textul non-literar are scopul de a convinge, de a informa sau de a amuza cititorul. Așa este, acesta este scopul său. Continuă. Selectează toate variantele care conțin forme de viitor. Da? Avem viitorul standard, vei înțelege. Avem varianta colocvială, varianta vorbită a viitorului standard, o să citesc. Și avem și viitorul anterior, vei fi întâlnit. Toate trei sunt forme de viitor. Indicativul viitor se realizează cu ajutorul auxiliarului a vrea, adevărat sau fals. Sigur, voi, vei, va, vom, veți, vor. Este vorba despre verbul a vrea. Continuăm. Selectează doar propozițiile dezvoltate de data aceasta, deci pe lângă subiect predicat mai avem și altceva. Citesc o revistă, am aflat adevărul, Ioana după ore a venit să pregătim proiectul la istorie. Aici este chiar o frază, hai să mergem mai departe. Propoziția simplă conține doar subiect și predicat, uneori doar predicat, evident am răspuns deja la asta, este adevărată afirmația. Continuăm cu a 24-a întrebare. Selectează varianta corect accentuată. Atenție și la acvilă, cum îl pronunțăm, accentul este pe prima silabă, acvilă, și nu acvilă. Da? Deci, grijă mare și la acesta. Forma corectă de indicativ prezent este așează sau așează. Da? Nu avem diftong. Aici nu este așează, ci așează, la fel și verbul a înșela. Nu este înșeală, ci înșală. Deci, avem grijă la conjugarea acestor verbe, uneori problematice. Forma corectă imperativului aici, pentru că vorbim despre verbul a fi, ținem cont de regulă, da? Nu plus forma de infinitiv. Iar forma de infinitiv a verbului a fi se scrie cu un singur i. Prin urmare, va fi corect be-ul și nu a-ul. Mergem mai departe. Forma corectă de perfect simplu este dusei sau dusăi. Sigur că probabil ați auzit și dusăi. Este o variantă populară, dar nu și literară. Varianta cu e rămâne corectă pentru acest verb. Selectează doar variantele care conțin forme de participiu. Știm despre participiu că exprimă, se referă la o acțiune deja încheiată. Și el este utilizat adesea în formarea altor timpuri sau are tendința de a se transforma în adjectiv. Învățat, citit, stors,
îl recunoaștem după consoanele finale T sau S. Infinitivul și participiul sunt forme verbale nepersonale sau moduri personale ale verbului. Sunt forme verbale nepersonale pentru că nu li se poate atribui o persoană. Ăsta este criteriul, da? Dacă spun mers, cine? Nu-mi dau seama de persoană. Dacă spun a face, din nou, nu știu despre cine e vorba. Nu se referă la o persoană, prin urmare sunt forme verbale nepersonale. Și mergem și la ultima întrebare din această serie. Pot îndeplini funcția sintactică de predicat verbele la moduri personale sau formele verbale nepersonale? Da, știm foarte bine că verbele la moduri personale îndeplinesc funcția sintactică de predicat. Formele verbale nepersonale nu pot face asta. Și iată că am ajuns și la finalul acestui test. Am reușit să rezolvăm toate cele 30 de exerciții. Scorul este 36 din 36 pentru că unele întrebări au mai multe variante de răspuns și atunci așa se calculează punctajul. Eu am fost Florin, îți mulțumesc pentru timpul acordat. Sper că astfel de teste te ajută în pregătirea ta. Ai un link către test în descriere, de asemenea poți accesa site-ul nostru cu încredere, avem foarte multe materiale pe care sigur le vei găsi utile în pregătirea ta. Nu uita să dai like, share și subscribe și până data viitoare, numai bine îți doresc!